Frăsinei, luna martie, ziua 16-a. Sfântul mucenic Sabin, țara Egiptului și cetatea Ermopolii s-a fost patria Sfântului mucenic Sabin, care a fost bărbat slăvit în partea aceea și boier în cetatea sa, pe vremea împărăției lui Dioclețian, 284-305, tulburându-se tot Egiptul pentru prigonirea cea cumplită ce era asupra creștinilor și mulți din cei credincioși fiind prinși, munciți și uciși, Sfântul mucenic Sabin și-a lăsat casa sa, boieria, bogăția și prietenii și ieșind pe ascuns din cetatea Ermopolis, s-a ascuns într-un sat depărtat împreună cu alți creștini care fugeau de prigoană. Deci acolo, închizându-se într-o casă mică și proastă, se nevoia în post și rugăciuni ziua și noaptea, iar slujitorii de idole au căutat mult pe Sabin, boierul din Ermopolis, ca să-l prindă spre muncire, dar negăsindu-l s-au mâhnit multă vreme. Iar un sărac oarecare, ce venea la fericitul Sabin și lua hrană și toate cele trebuincioase din mâinile lui, urmând lui Iuda vânzătorul, s-a dus la slujitorii de idoli și a zis, ce-mi dați ca să vă arăt unde este Sabin pe care îl căutați? Iar ei i-au dat doi galbeni. Apoi, mergând după dânsul în satul acela și văzând casa, au înconjurat-o și au bătut în ușă. Și erau cu Sfântul Sabin în casa aceea 6 creștini și crezând că a venit la dânsi cineva din credincioși și frați, pentru vreo trebuință, au deschis ușa, iar slujitorii de idoli, sărind înăuntru cu mare ură, i-au prins și au legat pe toți, însă pe Sfântul Sabin l-au legat deosebit cu două lanțuri grele și l-au adus la judecătorul locului aceluia care se numea Arian. Deci, fiind cercetat la păgânească judecată și mult silit la idolească jertfă, nu s-a lepădat de Hristos. Pentru aceea l-au muncit cumplit, l-au zgâriat cu unghii de fier, l-au ars cu foc, iar mai pe urmă l-au unecat într-un râu și astfel și-a sfârșit nevoința muceniciei și s-a dus să-și ia cununa biruinței de la Hristos dătătorul de nevoință, asemenea și cei 6 creștini prinși împreună cu dânsul, fiind munciți, au câștigat de la Domnul aceeași slavă în cer. Tot în această zi, cuviosul Anin, monacul, făcătorul de minuni. Cuviosul Anin a fost de neam din Calcedon, din părinți binecredincioși, și era mic de trup, ca Zaheu cel de demult, dar mare vas al Sfântului Duh. Din tinerețe era blând și tăcut la obicei și de nimeni învățându-se, el însuși se povățuia spre faptele bune, iar când a rămas orfan de părinți, în al 15-lea an al vârstei sale, îndată s-a lepădat de lume și, intrând într-una din sfintele mănăstiri, a primit îngerescul chip asupra sa. După aceea, dorind viață fără zgomot, s-a dus în pustia cea mai depărtată, unde râul Eufrat desparte Siria de Persia. Acolo, aflând într-o peșteră pusnicească pe un oarecare monah cu numele Maiuma, având viața aleasă, a petrecut la dânsul și urma acelui în post și în rugăciunile cele de toată noaptea. Și atât de mult le era postul, încât toate cele 40 de zile sfinte până la Paști, nimic gustând, erau vesel la față, ca și cum la o masă împărătească s-ar fi ospătat totdeauna. Astfel, ucenicul Anin, fericitul atât de mult a sporit, încât pe starețul său l-a întrecut, pentru că de multe ori, afară de cele 40 de zile, petrecea fără hrană, ziua și noaptea rugându-se, încât se minuna starețul de o nevoință ca aceea a lui. Apoi, nici apa nu era aproape unde petreceau, pentru că râul Eufrat era departe de peștera lor ca la 5 stadii și de acolo Anin aducea apă starețului într-un vas mic, căci nu voia să aibă vas mare de adus apă, ca mai mult să se ostenească venind adeseori la râu. Odată, ducându-se el după apă și mergând nu departe de peșteră, cam o stadie îngerul i-a turnat apă în vas și, întorcându-se fericitul de grabă, a dat-o starețului și se minuna starețul de întoarcerea grabnică a ucenicului, pentru că știa că nu era acolo altă apă. Deci, cunoscând darul lui Dumnezeu la ucenicul său, voia ca să-l aibă învățător și stareț. Dar neputând să înduplece pe Sfântul Anin, s-a dus de la dânsul nevrând să aibă dujbă de la un plăcut al lui Dumnezeu ca acela, căruia însuși și el ar fi dorit să-i slujească. Și mergând în mănăstirea aceea care era la Eufrat, a spus fraților despre Sfântul Anin. Din ceasul acela, Sfântul a fost cunoscut și a început a merge la dânsul monahiei. După plecarea starețului Maiuma, Sfântul Anin a rămas într-acea peșteră grăind într-un sine, sunt povățuit a veni aici de Dumnezeu, aici trebuie să petrec până la sfârșitul meu. Deci ieșea de multe ori în cea mai dinăuntru pustie și acolo petrecea până la 20, iar alte ori până la 30 de zile și iarăși se întorcea la chilia sa din peșteră.
și fiindcă își omorâse toate patimile trupului său și pe trupul supusese Duhului, pentru aceea i-a supus Dumnezeului fiarele cele sălbatice ca să-i slujească, și umblau după dânsul doi lei pretutindeni oriunde se ducea el, dintre care unuia, tămăduindu-i o rană la picior, l-a făcut sănătos, dar nu numai animalelor, ci și oamenilor le-a fost doctor fără de plată, pentru că Dumnezeu i-a dat darul să tămăduiască toate bolile și durerile oamenilor. Și a străbătut vestea despre dânsul în țara aceea și era numele lui slăvit, încât veneau la dânsul nu numai bărbați, ci și femei, aducând pe bolnavilor, iar el, cu darul lui Dumnezeu ce era întrânsul, îi tămăduia și le dădea drumul sănătoși. Deci, încetând de a ieși în pustietate, ședea în chilie pentru oamenii cei ce veneau la dânsul, că pentru aceea îl dăruise Dumnezeu în țara aceea, ca pe un izvor de tămăduire, ca astfel cei ce mergeau la dânsul să nu se întoarcă deșerți de mângâiere, neaflându-l în chilie, ci fiecare să-și primească doctoria de care avea trebuință, unii luând tămăduire de neputințele trupești, iar alții de durerile sufletești, prin cuvintele lui cele duhovnicești. Dar deoarece locul acel era fără apă și era trebuință să aibă apă multă pentru mulțimea celor ce veneau la dânsul, de aceea a săpat o fântână mică să se adune în ea apă din ploaie, care putea să se ajungă puține zile. Iar odată veni la dânsul niște oameni setați în timp de zăduf, a poruncit unuia din ucenicii săi, pentru că acum avea 6 frați locuitori cu dânsul, să scoată din fântână acea apă și să adape pe cei setați. Ucenicul îi spunea că nu este nicio picătură de apă, deoarece toată s-a folosit la trebuință, iar cuviosul, cu față senină, a zis către dânsul, nădăjduiesc spre minunatul nume al Domnului că vei găsi apă pentru potolirea setei celor ce au venit. Deci, ducându-se ucenicul, a găsit fântâna plină de apă până deasupra și, cu mirare bucurându-se și slăvind pe Dumnezeu, a scos apă și a adus-o la părintele, spunând minunea ce se făcuse cu rugăciunea Sfântului, și apa aceea le-a ajuns la trebuință încă multe zile. Aceasta a fost în al 17-lea an al pusniciei lui, apoi, după o vreme, apa aceea, sfârșindu-se și nevoie fiind, nu voia ca iarăși o minune ca aceea să ceară de la Dumnezeu. Și smerindu-și gândul său, a început singur cu viosul a aduce noaptea apă de la Eufrat pentru trebuința celor ce venea la dânsul. Și în toate nopțile, de seara până dimineața, se ustenea aducând apă și având lauda lui Dumnezeu în gură, iar în gând pomenirea cuvintelor din Evanghelia lui Hristos, oricine vă va adăpa cu un pahar de apă rece în numele meu, nu-și va pierde plata sa. S-a întâmplat într-o zi că nu era apă nici de cum, iar oarecare frați veniseră la dânsul de la mănăstire pentru cercetare și erau însetați după drum. Atunci, luând singur vasele de adus apă, s-a dus spre râul ce era departe și îndată s-a întors, iar cei ce-l vedeau întorcându-se îndată au socotit că a slăbit cu trupul și de aceea, neajungând până la râu, s-a întors. Deci au alergat într-o întâmpinare a lui, vrând singur să se ducă la râu după apă, iar când a vrut să ia de pe umărul său vasele de apă, le-au aflat grele, fiind pline cu apă și s-au mirat foarte mult, căci îngerul Domnului, precum și mai înainte, în vremea lui Maioma Starețul, au umplut vasele cu apă și au strigat frații, slavă lui Dumnezeu, iată din umerii Sfântului Părinte a izvorât apă vie și rece, și au băut veselindu-se, iar Sfântul, fiind smerit cu gândul, zicea către dânsii, iertați-mă, fraților, că eu sunt păcătos și nu pentru mine s-a dăruit nevăzută apa aceasta, ci pentru setea voastră cea mare, ca să nu slăbiți până ce m-aș fi întors de la râu. Un episcop al Neocezarei, cu numele Patrichie, având dragoste către Sfântul Anin, îl cerceta și mult îl cinstea pentru viața lui cea sfântă și pentru minunile care, cu darul Domnului, se făceau de dânsul. Deci l-a făcut preot cu sila și, auzind că singur cuviosul, ostenindu-se, aducea apă de la Eufrat pentru poporul care venea la dânsul, a trimis la el un catâr ca să aducă apă, iar Sfântul să se odihnească după oboseala aceea. După câteva zile a venit la cuviosul un om sărac și, neavând cu ce să-și plătească datoria celui ce dăduse împrumut, se ruga de Sfânt să-și facă milă și să-i dea ceva cu care ar putea să se răscumpere de la împrumutător. Iar cuviosul, fiind sărac cu duhul și cu lucru și neavând nimic să dea aceluia, i-a zis, ia-ți, frate, catârul acesta, vinde-l și-ți plătește datoria ta. Și luând omul acela, catârul s-a dus, iar Sfântul iarăși se ostenea singur cu aducerea apei de departe, de care lucru, înștiințându-se episcopului, a trimis alt catâr zicându-i, nu-ți dau catârul în stăpânire, ci numai ca să aducă apă, iar când îmi va trebui, îl voi lua.
După câtva timp a venit la cuviosul un om sărac cerând milă, iar el, neavând nimic, a dat catârul celui ce cerea. După aceea a mers la dânsul episcopul în cercetare și, negăsind catârul, a poruncit să se sape un puț mare și, aducând dobitoace, l-a umplut cu apă adusă de la râu, că în părțile acelea uscate, în pământul ce este acolo, fără de umezeală, neavând întrânsul vine de apă, se sapă puțuri și se adună apă din ploi, ori din zăpadă, sau se umplu cu apă adusă din altă parte. Deci a umplut episcopul puțul cu apă, iar pe dobitoacele sale le-a luat cu dânsul și după aceea, când apa se împuțina în puț, iarăși trimitea episcopul catâr de adus apă și umplând puțul, iarăși întorcea la dânsul. În părțile Apamiei era un stâlmic cu numele Pionie, având viață îngerească, iar niște locuitori din prejur, oameni răi, au venit noaptea la mănăstirea lui, nădăjduind că vor găsi acolo bogăție multă. Și săpând zidul pe dedesubt, au intrat tâlhărește și toate chiliile înconjurându-le, căutau să afle ceva, dar negăsind nimic, s-au întors deșerți, iar unul dintre dânsii, apucând o piatră, a aruncat-o asupra acelui sfânt stâlnic și l-a lovit în cap foarte tare, rănindu-l. Iar după ce s-au dus, acei făcători de rele se gândea stâlnicul acela să se pogoară de pe stâlp și să se ducă la judecător ca să le facă răsplătire. Înștiințându-se de aceasta, cuviosul Anim a chemat pe leul ce îi slujea și, după obicei, dându-i mâncare, a zis către dânsul: mănâncă de te satură, că îndepărtată calea ai să alergi. Apoi, luând o hârtie, a scris întruns astfel: cuvioase părinte, am aflat că, pătimind din pricina năvăririi unor oameni răi, gândești să te pogori de pe stâlp, vrând să faci vremelnică judecată vrășmașilor tăi. Dar încetează un gând ca acesta, ca să nu te lipsești prin nerăbdare de răsplătirea acea veșnică într-o împărăție cerească. Apoi a legat acea hârtie de grumazul leului și, vorbind către dânsul ca și către un om, l-a trimis la stâlpnicul de la Apamia, poruncind fiare să nu va teme pe nimeni în cale. Iar leul, alergând repede, a sosit la mănăstirea stâlpnicului și bătea în poartă, stricând ușa cu unghiile. Iar portarul, plecându-se pe o ferestruică și văzându-l pe leu, a alergat la stâlpnic și a spus că o fiară mare stă lângă poartă, iar stâlpnicul, făcând rugăciune, a poruncit portarului să deschidă ușa fără frică. Deci, intrând leul și apropiindu-se de stâlpnic, a aruncat hârtia aceea înaintea lui, iar el, citind-o, s-a minunat de mai înainte vederea cuviosului Anin, că, fiind departe, ea știu gândul și se mira cum Dumnezeu a supus fiara să slujească plăcutului său și a lăsat acel gând, aruncându-și nădejdea sa spre Domnul. O femeie oarecare, drept credincioasă, având o boală, a venit la Sfântul Anin, dorind să se învrednicească de tămăduire, iar din întâmplare a întâmpinat-o un barbar, având o suliță în mâini. Acela, vrând să fure cele ce avea femeia, n-a găsit nimic la ea decât puțină pâine ce o avea pentru cale. Deci, aprinzându-se cu pofta păcatului, a voit să-i facă silă și, înfingându-și sulița în pământ, a început a osili spre desfrânare, iar ea, trăgându-se și neputând să scape din mâinile lui, a strigat, chemând în ajutor numele cuviosului, zicând: Sfinte Anine, ajută-mi! Și îndată sălbaticul și neîmblânzitul barbar s-a făcut blând și tremura. Deci a căzut asupra lui o spaimă și, vrând să fugă, a întins mâna să-și ia sulița, dar n-a putut să o scoată din pământ. Acest lucru, văzându-l barbarul, s-a umplut de frică mai mult, apoi s-a și îndrăcit. Iar femeia, scăpând din mâinile lui, s-a dus la sfântul și a spus ceea ce i se întâmplase. Apoi, căpătând vindecare de neputința sa, s-a dus într-ale sale. După aceea și barbarul acela a alergat la cuviosul, căindu-se de toate faptele sale cele rele, și vindecându-l cuviosul Anin, l-a învățat sfânta credință și l-a vrednicit de sfântul botez. Apoi, după o vreme, l-a îmbrăcat în îngerescul chip și s-a făcut monah plăcut lui Dumnezeu, iar din sulița aceea care se înrădăcinase în pământ, cu dumnezească putere a crescut un stejar mare. Încă multe alte minuni a mai făcut acest mare plăcut al lui Dumnezeu, pe slăbănogi a vindecat, diavolii din oameni a alungat și nenumărați bolnavi a vindecat și a fost tămăduitor nu numai al oamenilor, dar și a dobitoacelor. Odată, într-o zi de zăduf, venind adânsul popor mult, neajungând apa și toți slăbind de sete, s-a rugat Sfântul Anin și îndată s-a evit un nor de ploaie în văzduh și s-a vărsat deodată o ploaie mare, fără măsură, încât toate gârlele și văile s-au umplut de apă. De asemenea, multe a prorocit cuviosul despre cele ce aveau să fie.
A spus mai înainte despre năvălirea barbarilor și sfârșitul unora din frați văzându-l, mai înainte îi chema pe fiecare deosebit și zicea, Fiule, îngrijește-te de suflet că ți s-a apropiat vremea. După aceea s-a apropiat de sfârșitul lui, trăind toți anii de la nașterea sa 110 ani și văzându-și mai înainte ziua mutării sale, a chemat urma sa cea cuvântătoare, căci adunase frații de ajuns și învățându-i mult, a arătat cu mâna spre unul dintre înșii, preot mai îmbunătățit cu numele Veronichian și a zis, acesta să vă fie egumen în locul meu. Apoi, după 7 zile de boală, s-a apropiat de sfârșit și în însuși ceasul sfârșitului său s-a spăimântat și se silea să se scoale de pe pat, apoi plecându-și capul grea, pace vouă, stăpânii mei, tăcând puțin iarăși a zis, cine sunteți, stăpânii mei? Apoi iarăși a zis, fie voia Domnului meu, iată merg și eu cu voi după porunca Domnului. Atunci s-a înfricoșat toți cei ce stăteau înainte și au căzut la pământ, iar iubitorul de Dumnezeu, Veronichian, preotul cel numit egumen, a zis către cuviosul, Stăpâne al meu, cum îți este nădejdea pentru care te-ai ostenit în toate zilele vieții tale? Spune-ne nouă ce ai văzut. Căreita Sfântul, am văzut deschis Ierusalimul cel de sus și un nor luminos ieșind, din care trei bărbați purtători de lumină, venind deasupra mea, mi-au zis, Anine, Domnul te cheamă, scoală-te și mergi cu noi. Ei i-am întrebat, cine sunteți voi, stăpânii mei? Ei au răspuns, noi suntem Moise, Aaron și Or. Auzind acestea, frații s-au umplut de mai mare spaimă, iar el a zis către dânsii, rugați-vă pentru mine, frații mei, ca să nu mă rușinesc când voi fi dus la judecătorul cel înfricoșat. După aceea a zis iarăși, primește, Doamne, Duhul meu. Și îndată s-a mutat la Domnul în 18 zile ale lunii martie și l-au îngropat cu cinste, slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe unul Dumnezeu, cel slăvit de toți în veci. Amin.